taie respirații ca un iatagan, glumele-i lovesc ca un buzdugan și zilnic revine ca un boomerang australian. E o adevărată armă împotriva tristeții. E Cabral! Bună ziua și bine v-am găsit la Ce spun românii! Am aflat o metodă pe care nu știam de a prezice furtuna. Voi cum știți că se schimbă vremea? Mă rog, acum din dureri, din alea, că aoleu, maică, mămică, nu, dar pe lângă asta. Cum? În jos? Ok, dacă zboară jos. Ninge. Poate să fie și iunie. Păi nu le vezi, nu e că sunt, pleacă unde, dar deși nu le vezi? Se duc la mare și ele, că și-au cau cu ăsta, cu sindicatul. Au plecat. Altă metodă? Cum? Dacă musca începe să te muște, plouă. Dacă latră, ninge. Altceva? Cum? Presiune atmosferică. În sfârșit, cineva cu știință. Trăiți, da, e, dacă scade, atunci hăți. Da, e cu coloana de mercur. Prin anii 1800, lipitorile erau folosite pentru a prezice furtunile. Cum? Dispozitivul de prognoză, îmi place foarte mult această, dispozitivul de prognoză era alcătuit din 12 sticle pline cu apă. Fiecare având înăuntru o lipitoare vie, că altfel, na. Dacă lipitorile urcau pe sticle din apă, un clopoțel suna pentru a semnala că se apropie o furtună. Ați încercat? Nu! Păi atunci mă tot omorâți cu ciorci, cu cei mai cu muște și cu alea astea, cu lipitori. Asta e știință. Metodă sigură. N-avem cu apă, avem cu altceva sticle, nu? Oameni răi, cu cine jucăm azi? În aplauzele voastre, familia Paraschiv. Din Constanța sunt ei conduși în luptă de Constanța. Nabele, ați văzut? Cum am... Nu va... În sfârșit, am zis că fac mișto. Constanța este studentă la Facultatea de Medicină. Iubește mult dansul, muzica, supa de linte și vacanțele însorite în locuri exotice. Este serioasă, responsabilă și uneori perfecționistă. Ar putea trăi fără țipete, fără să calce rufe și într-o altă viață a fost dansatoare de nota 10. Ți-am zis chestii despre care nici tu nu știi. Ba nu, așa, nu, da, așa, e, da, așa este. Cu cine ai venit? Am venit în seara aceasta cu soțul meu, George. Cu... Ia uite cum aștepta săracul, l-ați văzut? Cum aștepta mama, îmi zice că-s mișto, fiți atenți. Și atunci soțul meu, George, a trecut mai departe. A fost George... L-ați văzut? Puneți tu niște dragoste, să-i certați? Nu. Cine a condus până aici? Soțul. Și a condus prost? Nu. S-a gândit, ați văzut? A ezitat. Deci cu cine ai venit, Constanța? Cu minunatul meu soț, George. Așa îmi zice mereu. Clar. În ziua de salariu. Da, n-am de gând să comentez. Mulțumesc. Cu soacra mea, Rodica. Să rămână Rodica. Cu verișoara mea, Crina. Bună, Crina. Și cu soțul ei, Ștefan. Salutare, Ștefan. George este manager la o firmă de construcții, este pasionat de bricolaj și primul număr în telefonul tău dacă vrei să-ți demolezi calculatorul sau să spele vasele. Mă rog, asta nu... Serios, da? Da, mă liniștește să spăl vasele. Da, adică... Ăsta e un dar, domne, vă zic că ăsta e un dar, pentru că tu acasă o joci, spală vasele. Mamă, iar spăl... Dar tu te duci cum aș pleca eu în vacanță, știi? Mamă, tu spăl vasele, dar tu ești, lasă-mă, o să spăl! Și tigaia asta roșie. E un dar ăsta, degeaba ziceți voi. I-ar fi plăcut să fie turist de meserie. Da, știu, suntem mai mulți. Rodica este pensionară și o bunică fericită. Face cele mai bune sărmăi de păstrăv și se relaxează dezlegând integrame cu haz. Saramură. Saramură și sarmale. Doamnă, eu vă zic... ok. Da, mă gândeam că mă corectați, îmi corectați pluralul ăla. Nu. Care e la mișto, dar... Deci și sarmale și saramură. Astea sunt preferatele mele. Preferate. Și ale mele, ce să vă zic. Te invit la mine. Eu nu mai plec după aia.
este abonată la cumpărături, dar n-are răbdare să stea la cozi. De aceea intră în față. Nu, nu, asta e glumă, nu e de la mine, nu. Crina este antrenor personal și iubește natura. Nu se simte în largul ei în bucătărie decât dacă îi gătește altcineva niște aripioare la grătar. Nu îi place pizza moda retro și câinele gălăgios al vecinilor. Cum îi cheamă pe vecin? Haideți să fim aplicați. Uite, uite-te acolo în camera aia și spune cum îi cheamă pe vecin. Nu, spune Crina. Spune. A, uite acolo, uite unde e becul ăla roșu. Spune tu, zi cum îi cheamă pe vecin. Spune. Dan. Păi, Dane, se poate mai cu câinele la gălăgios? Așa, gata, am rezolvat și treaba asta. Bun, nu o să mai aveți liniște în cartier deloc. Ștefan este antrenor personal, dar este pasionat de mișcare și în afara programului. Iubește plimbările în aer liber, dar nu stă foarte mult pentru că latră câinile vecinilor. Alu Dan, ce să ne mai ia atât? Îi plac artele marțiale, yoga și o cafea bună. Nu este adeptul statului degeaba. Bine ați venit la noi! Bine v-am găsit! Toată lumea bine? Da! Da, George, n-ai zis da. N-am condus bine, da. Am aflat și eu acum. Baftă. De cealaltă parte, familia Florea. Yes! Din Argeș sunt ei cel de-al treilea joc? Da. Cel de-al treilea joc. Georgiana este în continuare capitan. Georgiana, cu cine ai venit? Bună seara. În această seară am venit alături de surioara mea, Ramona. Bună, surioară. Bună. Verișoara Irina. Bună, verișoară. Bună. Cumnățelul Răzvan. Cumnățelul, mă rog, e dintre mai om. Și prețiosul meu soț. Prețios. Marian. Salut, prețiosul. Salut. Bine ați revenit. Bine, tare găsit. Să fie. Mulțumesc. Jucăm, da? Runda întâi, capitan în față. Să vedem câte variante. 8 sunt. Am întrebat 100 de români. Ești în pădure. Ce mănânci cu poftă dintr-un tufiș? Coacăze. Coacăze. Avem? Mure. Mure. Murus. Rubus fructicosus. Jucăm, pasăm? Jucăm. Hai să jucăm. Mulțumesc, Constanța. Ești în pădure. Ce mănânci cu poftă dintr-un tufiș? Căpșune. Căpșune. Ia să vedem pe asta cum o cheamă. Nu o cheamă. O cheamă Ixus. Ești în pădure. Ce mănânci cu poftă dintr-un tufiș? Zbeură. Ok. Rubus ideus. Am înțeles. Răzvan, ești în pădure. Ce cauți acolo? Scuză-mă. Ești în pădure. Ce mănânci cu poftă dintr-un tufiș? Fragi. Fragi. O fi tot rubus? Aveți dreptul să vă sfătuiți. Marian, ești în pădure. Ce mănânci cu poftă dintr-un tufiș? Alune. Alune. Dintr-un tufiș? Ai găsit o pungă. E, uite că avem tufișul de alune Corylus Avellana, cum o fi. Georgiana, ești în pădure. Ce mănânci cu poftă dintr-un tufiș? Nuci. Nuci. Publicuț dicit Ixus. Ascultus. Afine. 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 Mere pădurețe. Mere pădurețe. Afine. Afine. 4 variante. Ești în pădure. Ce mănânci cu poftă dintr-un tufiș? Afine. Câștigă această rundă familia Paraschiv. Ce avem? Jumătate de sandwich dintr-un tufiș? Măceșe, n-am încercat? Nu. Merișoare. Corcodușe. Nu, mie vă rog frumos să-mi spuneți denumirea în latină, nu ne bate în joc. Nu spuneți mie măceșe. Măceșe știam și eu. Spune-mi. Rubus măceșus, acum, hai că vedem acum. Măceșe.
Rosa Canina, iată. Mere pădurețe? Dintr-un tufiș? Ce spui tu? Solanum tuberosa. Frumos, da. E că e de Solanum tufișus. E un nou... Vaccinium vitis idea. E cu idee, vedeți? Și rubus ideus. E zmeură. Interesant, da. Cea, cum a zis că n-am fost atent? Cum a zis? Cum a scuzat? Latinii mei, îmi cer scuze că v-am deranjat. Runda A. Mi-a plăcut, colegii, mi-a plăcut varianta asta, că am venit și cu denumirile în latină, denumirile științifice. Vă încurajez să mergem mai departe cu acest demers. Mai învățăm una alta. Uite, trandafiri deja ne învață chestii noi. Ia mai zi trandafire una. Nu mai știi, așa a zis. Mă rog, a știut 3-4. Mare lucru. Dar numele tău în latină cum e, trandafir? Roza. Uite că mai știe, vezi? Runda a doua. Să vedem câte variante. 8 sunt. Am întrebat 100 de români. Aoleu. Văleleu, supărarea când îmi vine, rup cămașa de pe mine, dar ce se rupe de la sine, că ai purtat prea mult pe tine? Șosetele. Șosetele. Dacă e... Favorit. Jucăm. Hai să jucăm, mulțumesc. Supărarea când îmi vine, rup cămașa de pe mine, dar ce se rupe de la sine, că ai purtat prea mult pe tine? Tricoul. Eu vă zic, am văzut că astea rupte acum sunt cool, sunt pe mega fodor, e fiert pe de-astea rupte. Întâi apare cu niște găurele de-astea mici și zice, păi nu, că e așa. După aia apare cu niște nenorociri de-alea. Zice, vezi că e tricou statement. Supărarea când îmi vine, rup cămașa de pe mine, ce se rupe de la sine că ai purtat prea mult pe tine? Încălțământ. E rândul tău, Răzvan? A fost. A fost? Și ce s-a întâmplat? Am luat un X. Ah, scuză-mă. Supărarea când îmi vine, rup cămașa de pe mine, dar ce se rupe de la sine că ai purtat prea mult pe tine? Pantaloni. Bun. Supărarea când îmi vine, rup cămașa de pe mine, ce se rupe de la sine că ai purtat prea mult pe tine? Dresurile. Da, așa pățesc și eu. Da. Aveți dreptul să vă sfătuiți. Ramona. Supărarea când îmi vine, rup cămașa de pe mine, ce se rupe de la sine că ai purtat prea mult pe tine? Chiloții. N-are, domnule, cum să fie. Uite, n-ai cum să-ți... Hey! Supărarea când îmi vine, rup cămașa de pe mine, ce se rupe de la ține că ai purtat prea mult pe tine? Bluza. Bluză. Avem tricou? Avem și bluză? 63 de puncte în joc. Vă ascult. Mai eu. Mai eu. Mai eu. Mai eu. Pullover. Pullover. Mai eu. Mai eu. Patru primele date. Patru ultimele nedescoperite. Constanța. Supărarea când îmi vine, rup cămașa de pe mine. Ce se rupe de la sine că ai purtat prea mult pe tine? O să merg pe mâna echipei și o să spun mai eu. Avem mai eu? Câștigă această rundă familia Florea.
Pijama. Cum ai zis plantă? Balonzaid? Doamne, de când n-am mai auzit de balonzaid? Alendelonul? Parpalacul? Jerseu? Jerseu e la modă din nou. Geacă și cravată. Mănușile. Da, cureaua. Am strâns până acum, în două runde, 63 de puncte, respectiv 75. Pauză scurtă, revenim cu runda... Am revenit cu runda A. 3. Perfect, cu cine jucăm? Rodica. Hai! Să vedem câte variante avem. 8. Am întrebat 100 de români. Ce visează un copil aventuros să se facă atunci când crește mare? Polițist. Am înțeles. Bun. Aviator. Aviator. Avem două puncte diferență. Jucăm, pasăm? Jucăm. Pasăm. Pasați? Hai să jucăm. Mulțumim. Răzvan, ce visează un copil aventuros să se facă atunci când crește mare? Alpinist. Foarte bine, domnule. Ce visează un copil aventuros să se facă atunci când crește mare? Arheolog. Să vedem dacă e. Nu e acolo. Ce visează un copil aventuros să se facă atunci când crește mare? Salvamar. Aveți dreptul să vă sfătuiți. Ramona, ce visează un copil aventuros să se facă atunci când crește mare? Medic. Bun. Ce visează un copil aventuros să se facă atunci când crește mare? Pompier. Bun. Răzvan, ce visează un copil aventuros să se facă atunci când crește mare? Director. ...59 de puncte, domnule. Haide să vedem. Detectiv. Am înțeles. Astronaut. Am înțeles. Șofer de curse. Am înțeles. Navigator. Am înțeles. Sunt trei variante acolo pe panou. Favorita încă este nedescoperită. Ați putea fura 59 de puncte. Ce visează un copil aventuros să se facă atunci când crește mare? Astronaut. Avem... Câștigă această rundă, familia Paraschiv. Altceva? Fotbalist. Navigator. Cine a spus detectiv? Ștefan. Bun, foarte bine, Ștefan. Foarte tare. Da, voi știți că supereroii nu sunt tăiat în filme. Că supereroii din filme taie camionul cu laserul, zboară, dau timpul înapoi. Supereroii sunt oamenii care trăiesc alături de noi și care fac lucruri, fac ei singuri lucruri mai mari și mai puternice și mai importante pentru oameni decât întregi guverne. Supereroii, de exemplu, sunt... cele două zăpăcite de la Dăruiește Viață, care au convins peste 350.000 de oameni să doneze
și construiesc un spital din bani privați, dar spitalul este public. Așa arată supereroii. Asta zic. Oana și Carmen. Asta fac. Și oamenii care s-au pus în spatele lor, toți sunt supereroi. Sunt supereroi toți cei care fac lucruri pentru alți oameni, care construiesc sau care dărâmă în funcție de ce este nevoie, care salvează vieți. Nu ești supererou dacă zbori, ci dacă faci ceva cu zborul altul. Mergem mai departe? Runda A? Duble? Cu cine? Hai să vedem. Am întrebat 100 de români. Ce poate face un tânăr actor ca să împuște un franc pentru un weekend la mare? Un film. Bun. O casă. O? O casă. O casă. Jucăm, pasăm? Pasăm. Pasați, hai să jucăm. Ștefan, ce poate face un tânăr actor ca să împuște un franc pentru un weekend la mare? Să facă o scenetă în aer liber. Ok. Foarte bine. Ce poate face un tânăr actor ca să împuște un franc pentru un weekend la mare? Figurație într-un film. Am înțeles, mulțumesc. George, ce poate face un tânăr actor ca să împuște un franc pentru un weekend la mare? Să fie mascotă. Aveți dreptul să vă sfătuiți. Rodica, ce poate face un tânăr actor ca să împuște un franc pentru un weekend la mare? Face o cascadorie. Bun. 44 de puncte în joc. Vă ascult. Comicării pe stradă. Am înțeles. Piesă de teatru. Am înțeles. Într-o piesă de teatru. Am înțeles. Piesă de teatru. Am înțeles. Sunt 6 variante, 44 de puncte. Ce poate face un tânăr actor ca să împuște un franc pentru un weekend la mare? Să joace într-o piesă de teatru. Câștigă această rundă familia Florea. Pantomimă. Să joace într-o reclamă. Reclamă. Să strângă gunoaiele. Să facă stand-up. Să fac o emisiune TV. A zis cineva la voi stand-up? Eu am zis, da. Zis, da, bună idee. Să fac o emisiune TV. Scurtmetraj. Să spele vasele. Îl aud acum pe neamțul lui Cătălin în cască, văicărindu-se, aoleo, văleleu, maică, mai bine că nu mai sunt tânăr. Runda A? Punctele sunt? Cu cine? Hai! Câte variante oare? Opt sunt. Am întrebat 100 de români. Răspuns la telefon și este o voce necunoscută. Ce încearcă să-ți vândă la ofertă? O bijuterie. Dar nu e acolo. Un parfum. Un parfum. Și ăsta ar putea fi. Bun. Jucăm, pasăm? Pasăm. Pasăm. Pasați, hai să jucăm.
Răspuns la telefon și este o voce necunoscută. Ce încearcă să-ți vândă la ofertă? Haine. Nu e acolo. George, răspuns la telefon și este o voce necunoscută. Cine te sună la ora asta? Scuză-mă. Ce încearcă să-ți vândă la ofertă? Asigurări. Ar putea fi? Foarte bine. Rodica, răspuns la telefon și este o voce necunoscută. Ce încearcă să-ți vândă la ofertă? Jucării pentru copii. Aveți dreptul să vă sfătuiți. Crina, răspuns la telefon și este o voce necunoscută. Ce încearcă să-ți vândă la ofertă? Produse cosmetice. Ce simpatică! 34 de puncte în joc. Vă ascult? Electrocasnice. Am înțeles? Da, cămuri. Am înțeles? Electrocasnice. Am înțeles? Electrocasnice. Am înțeles. Sunt 6 variante acolo. Răspuns la telefon și este o voce necunoscută. Ce încearcă să-ți vândă la ofertă? Electrocasnice. Avem electrocasnice? Câștigă această rundă familia Florea. Jucăm, pasăm? Ce avem acolo atunci? Tigăi și telefoane. Telefoane la intrare electronice. Corect. Abonamentul dumneavoastră se apropie de final. V-am sunat cu o ofertă extraordinară. Încă 2 ani de zile nu primiți nimic și vă costă mai mult. Vreau, sigur. Dați-mi 2. Medicamente? Investiții la bursă. Medicamente. Nu e așa că vă doare capul? Acum că mi-a zis, am ceva extraordinar pentru dumneavoastră. Altceva. Vacanțe. Tacâmuri. Tu ai zis mai devreme, da? Asta cu tacâmuri îmi place. Bună ziua! Am auzit că tacâmul cuțitele dumneavoastră nu mai taie. A venit momentul să faceți o schimbare în viață. Vreau să investiți pe termen lung în 4 cuțite. Al 5-lea e bonus. Investiții. Wall-uri. Mașina. 1-3-4 la 1-4-1. Aproape suntem la egalitate și intrăm în runda A. Serii? Hai, triplă. Ce anume? Nu pune suflet, vreau să vă aud cu mai multă energie! Ok, dacă nu, venea să-i aduceți cu forța! Hai să vedem câte variante. Sunt 8. Am întrebat 100 de români. Ce durează aproximativ 20 de minute? O ședință la dentist. Oh, ce bine ar fi! Un duș. Jucăm, pasăm? Pasăm. Pasați? Hai să jucăm. Ce durează aproximativ 20 de minute? Un miniserial. Uite. Au fost cu mine. Ce durează aproximativ 20 de minute? O ședință la școală. Am înțeles. Răzvan,
Ce durează aproximativ 20 de minute? Pauza la serviciu. Am înțeles. Bun. Ce durează aproximativ 20 de minute? Să mă îmbrac. Ar putea fi acolo. Aveți dreptul să vă sfătuiți. Avem 168 de puncte în joc. Georgiana, nu mai ai loc de manevră. Ce durează aproximativ 20 de minute? Să mă machiez. Și eu pățesc la fel. Nu e acolo. Să vedem ce propuneți voi. O plimbare în parc. Am înțeles. O plimbare. Am înțeles. Drumul până la servici. Am înțeles. Un tuns bărbătesc. Am înțeles. 5 variante, 168 de puncte în joc, Constanța, dacă îmi dai 3-ul, 5-ul, 6-le, 7-le, ori 8-ul, câștigați punctele, câștigați runda, câștigați jocul. Ok. Ce durează aproximativ 20 de minute? O plimbare scurtă. Avem o semifinală la familia Florea! Nu e plimbare. Ce mai avem acolo? Pauza școlară, da. Ei, la aia mă gândeam și eu. Coada la supermarket, pauza la școală. Reclama la TV, ha? Adevărul e că sunt momente când se termină publicitatea și nu știi de la ce am plecat. La ce mă uitam, bă, băiatul, înainte? De ai nevoie să-ți notezi că înainte de pauză scrii. Cristi i-a zis lui Marius că filmul e ăsta. Știi? Personajele, îți faci acolo un sinopsis, ceva mic, să știi, am ieșit de publicitate, de ce am scris. Deci fiți atenți ăștia din familie. Cristi e ăla care a făcut, care așa, ok, ia. 10 minute, hai că luăm pauză iar. Ce mai avem acolo? Să beau cafeaua. Să beau cafeaua. Asta e de leneș. Asta, 20 de minute să bei cafeaua, mai mult aștept să se evapore. Ce? Să nu te frigă, că tu pui lavă. Da, e espresso lava. Da, am văzut oameni fără buza de jos că s-au grăbit să meargă la muncă. A băut cafea, gata. O convorbire telefonică. Convorbire telefonică. Da, arză la terciu, să-l arză cu snuzul lui cu tot. Pauza mare, pauza da. Pauza mare la școală. Să ne dea și nouă rețeta. 20 de minute? O arzi? O faci de scrii cu ea pe perete? Ce? Deci jumătate de jumătate? Bravo, bravo, bine, bine, pe matematică. 309 puncte, doamnelor și domnilor. Mergem în rundă fulger. Încercăm să câștigăm premiul ediției, desigur, vom avea două manșe. O să am nevoie de doi voluntari. Până acum ați câștigat vreuna? Nu. Nu. Hai că poate reușim azi. Sperăm. Da. Cum a fost? A fost greu? Bine. Cu emoțiile acolo v-ați... Da, ne-am împiedicat de ele. Da. V-am zis, dacă scăpăm de ele, jucăm mult mai bine, dar nu-i nimic totuși. Ați jucat bine și mi se pare că v-ați și distrat. Da. Vă mulțumesc că ați venit. Mulțumim și noi. Să rămână. Să rămână. Toată bună, Stefan. Pauză scurtă, revenim.
Și am revenit cu rundă fulger, avem șansa. Până acum am avut 3 șanse, am avut 2 șanse. Două. Poate și cu a treia. A treia e cu noroc. Da, cu cine? Cu mine și Ramona. Cu mine. Sunt 2 manșe, după cum știți. Încep cu? Mine, Georgiana. Perfect, ne vedem încolo. Uite, cum o iei, fix drept și după aia acolo la drept. 20 de secunde pentru a răspunde la 5 întrebări. Nu știu un răspuns, pas, trecem mai departe, ne întoarcem la final, desigur, dacă mai avem timp. Da. Jucăm? Jucăm. Baftă. Mulțumesc. Am întrebat 100 de români ce parte a corpului sau a feței operează frecvent un chirurg estetician. Buze. Ce haină are interiorul căptușit? Geacă de iarnă. Comanzi fructe de mare, ce primești? Friptură. Ce vezi pe un ecoson de serviciu? Numele. În afară de corai, ce nuanță are un nume pretențios? Nume. În afară de corai, ce nuanță are un nume pretențios? Albastru. Vreți să vedem? Hai să vedem. Ce parte a corpului sau a feței operează frecvent un chirurg estetician? Tu mi-ai spus? Buze. Buze. Să vedem câte perechi. Ok. Ce haină are interiorul căptușit? Geaca de iarnă. Geaca de iarnă. Ia să vedem câte schiuri. Bun. Comanzi fructe de mare. Ce primești? Friptură. Squatch. N-am înțeles întrebarea. Ce vezi pe un ecoson de serviciu? Numele. Numele. Bun. În afară de corai, ce nuanță are un nume pretențios? Și tu mi-ai spus albastru. Ne oprim la 88, dar nu-i rău. Nu-i rău. Mulțumesc, Georgiana. Și eu. Și vine acum Ramon. Bine ai revenit. Bine te-am regăsit. 25 de secunde pentru a răspunde la 5 întrebări. Dacă nu știu un răspuns, pas, trecem mai departe, ne întoarcem la final. Da. Ok? Ok. Dacă îmi dai un răspuns, aude sunetul ăsta. Înseamnă că Georgiana mi-a dat deja acel răspuns și ar fi bine să-mi dai repede un altul. Ok. Jucăm? Da. Baftă. Mulțumesc. Am întrebat 100 de români. Ce parte a corpului sau a feței operează frecvent un chirurg estetician? Nasul. Ce haină are interiorul căptușit? Fusta. Comanzi fructe de mare, ce primești? Sushi. Ce vezi pe un ecoson de serviciu? Numele. Altceva. Prenumele. Altceva. Vârsta. În afară de corai, ce nuanță are un nume pretențios? Albastru. Altceva. Roz. Ok. Vrei să vedem? Hai să vedem. Ce parte a corpului sau a feței operează frecvent un chirurg estetician? Tu mi-ai spus? Nasul. Nasul. Favorit nas. Apoi, în ordine, sâni, buze, obraj, pomeți, ploape, gât, gușă, urechi. Ce haină are interiorul căptușit? Tu mi-ai spus? Fusta. Fusta. Favorit, geaca, jacheta. Apoi, paltonul, scurta, sacoul, canadiana, pufoica, pantalonul, cojocul, vesta, pardesiul. Comanzi fructe de mare. Ce primești? Sushi.
favorit, creveți, apoi avem scoici, caracatiță, homar, raci, melci, crăbi, alge. Ce vezi pe un ecuson de serviciu? Vârsta. Poate fi. Favorit, nume, prenume, apoi poză, siglă, funcție, număr, departament, cod de bare. În afară de corai, ce nuanță are un nume pretențios? Mi-ai spus? Roz. Favorit, turcoaz. Apoi fucsia, bej, crem, magenta, vernil, indigo, lila, bordeaux. Avem semifinală cu voi, da. Asta contează, felicitări. Haideți cu toți încoace, familia Florea. Mai aveți încă un pas până la marea finală. Da. Ce da. Faceți? Voi știți, până acum a mers. Eu am tot sperat ca Răzvan să scape de emoții, dar el tot aproape de leașinie. Hai, Constanța, cu încrederea de și voi. Oameni buni, pentru astăzi, frână, sigur că ne vedem ediția următoare, dacă aveți timp și dacă aveți chef. Să fiți bine, să fiți sănătoși, să ne revedem de fiecare dată cu zâmbet pe față.